Linia aceasta este de staționat locomotive. Și acolo este stadionul Poiana Câmpina. Au o vedere frumoasă, păcat că nu prea se mai joacă meciuri. Pe vremuri veneau pe linia asta, stăteau acolo aproape de pod și se uitau la meci. Dar pe vremuri când eram eu copil, acum mulți ani. Trenul Interregio 1645, Brașov, Târgu Mureș. Teoretic ar fi trebuit să plece la 13:21, e 13:19. Acum are întârziere 10 minute, e și 20. Îl așteptăm. Lucrătorii ăștia nu dă faliment CFR-ul. Mă întreb oare de ce o avea întârziere, pentru că de la București la Câmpina linia este refăcută și trenul poate circula cu 140 de km pe oră. L-o fi ținut mai mult într-o gară, într-o problemă? S-o fi întâmplat ceva? Acesta este blocul de control de la Câmpina. Trenurile vorbesc cu ei până stație și impegatul stă acolo în gară. E de, în special, e mai mult pentru trenurile de marfă. Stimați călători, trenul Interregio 1645 din direcția București Nord, Ploiești Vest, sosește în stație la linia 4 și va pleca în direcția Brașov, Deza, Târgu Mureș. Trenul are în compunere vagoane pentru Cluj-Napoca. Vă dorim călătorie plăcută! Pe clădirea aceea scrie remiza de locomotive Câmpina. E după vremea comunismului, că scrie Cimpina, cu U în I. Nu mai e nimic pe aici. Gara este goală, 30 decembrie. La linia 5 și va pleca în direcția Predeal, Brașov. Vă dorim călătorie plăcută. Trenul ăsta l-a băgat pe linia 5, linia 5 care e normal de venit de la Brașov către Ploiești. Dar dat fiind că vine și Interregio 1645 împreună, trebuie să plece Interregio prima dată. Și le bagă pe amândouă pe linii de mers, linii, una de mers către sud, cea de la Regio, și una de mers către nord, care vine acum, Interregio ăsta, care îl filmez eu acum. Și amândouă merg în direcția nord, chiar m-am mirat. Decembrie atunci.
A venit și Regio la linia 5. Particularul. În afară de trenul ăsta, gara Câmpina e goală de trenul de marfă. Nu au venit deocamdată. Să fie și mecanicii acasă de sărbători. Regio 16.033 particular, Regio Călători sau Regio Trans, nu știu dacă e același lucru. Să vină un tren cu vagoane cisternă care se va gara la linia 8 sau la linia 9. Vine, face actele de tonaj și ce acte mai trebuie să ei să facă. O mai trece un tren personal ceva accelerat și apoi îi dă drumul la vale. Dacă este loc la unde se duce. Dacă nu, rămâne în gara Câmpina.
mecanice după locomotiva asta sunt foarte de treabă. Sociabili. Concurs între compresoare, când pornește alu aia, când pornește alu asta. Și s-au apucat să mănânce și n-au terminat. Le-a dat verde. Așa e, mănânci pe fugă. Drum bun și drum de fier, ce să vă urez. Un an nou fericit, domnilor mecanici. Super de treabă.
Așteptăm Regio 3006. Îl staționează la linia 3-2. Stă la 3, nu știu cum să-i simt. Dar nu, la 3 nu vine, la 2. S-ar putea chiar la linia 1. Ba nu, la 3. Nu vine la 3. Vine și 4 linii de călători. La 3 și se staționează pe ea. Asta vine cu locomotivă diesel după ea.
Vine Regio 3006. Gara de trenuri. Ocupată de trenul ăsta de marfă, dar la 15:59 e prevăzut Regio 3005 să vină. Până atunci îi dă drumul la trenul ăsta de marfă și mai e GFR-ul pe linia 2 cu cisternele. Plus cargo transvagon. Pe linia 7. Linia 3, la 15:59 urmează Regio 3005. La 15:56 Interregio 1533 particular. La linia 4. La 15:51 Interregio 1636 Ploiești-Vest-București Nord. De la CFR Călători. Pe firele acelea două, linia 3 și linia 4, sunt trenurile către Brașov. O să treacă iar un tren care nu oprește în Câmpina. Deja are verde la semnal acolo, nu se vede de aici.
I-a dat verde la semnal la marfarul de pe linia 3. O să plece imediat. A plecat și cele două locomotive izolate. Am vrut să zic că a plecat și trenul ăsta, dar i-am zis la singular. Regio 3005, predalul Brașov, direcția, la linia 3 și Interregio 5553, la 1556 particular, tot către Brașov.
trenul particular, Regio Călători. Transcarpatic particularul.